Europa este locul ideal pentru a petrece o vacanță de neuitat. Tot mai mulți turiști evită să aleagă țări unde costurile de la mâncare și băutură nu sunt la fel de piperate ca în alte orașe, precum Londra, Paris sau Elveția. Englezii au făcut topul celor mai ieftine orașe din Europa, unde puteți avea parte de o experiență de neuitat. Așadar, un oraș mare din România s-a situat pe primul loc. Bucureștiul, capitala României, are toate elementele necesare pentru un city break de vis, conform unui sondaj realizat de englezi. Spre exemplu, o masă cu 3 feluri de mâncare la un restaurant bun costă în medie 43 de lire sterline. De asemenea, o sticlă de vin vă va costa puțin peste 6 lire, adică în jur de 40-50 de lei. Un cappuccino costă în medie 2 lire, iar o bere la draft în jur de 2,41 lire. Aceste prețuri atrag pe turiștii străini care vizitează destul de des capitala României. Alte țări din Europa care au prețuri relativ mici la mâncare și băutură sunt Polonia, Portugalia, Lituania și Spania. Și transportul în București este destul de ieftin. O călătorie obișnuită cu tramvaiul și metroul costă puțin peste 10 lei, față de Londra, unde o singură călătorie cu metroul poate ajunge și la 10 euro.